Max, primele puncte irosite în actuala stagiune după un meci cu de toate, aș putea spune. Nici nu știu cu ce să încep. Cred că mai echitabil era un 0-0 la cum a decurs jocul. Sunt fericit că Treșcan e bine, nu am avut accidentări, trecând după săptămâna jocul cu FCSB-ul și cu Bistrița acasă, când iară tot așa am venit după euforia meciului de cupă. Am reușit să gestionăm mai bine momentele. Acum am intrat în jocul adversarului, mai mult cu mingi lungi. Nu am fost lucizi, pot spune, că efort s-a făcut. Nu pot să zic că nu s-a făcut efort, dar în niște momente cheie n-am luat cele mai bune decizii. Mie mi s-a părut că s-a început și ușor greoi, cumva. Da, și ora de disputare s-a schimbat. Am făcut un antrenament la ora jocului, poate și chestia asta a contat, dar și adversarii noștri la fel au jucat pe același teren, la aceeași oră. Păcat. Dar important e că am luat un punct. Cum ți s-au părut fazele litigioase, să le spunem așa, eliminările și penaltiurile? S-au părut eliminarea la Mota, primul fault a fost exact lângă mine, un fault de joc, dă fundașul lateral, adică a fost la mijlocul terenului, nu s-a dus cu talpa sus, ușor acordat primul galben, al doilea n-am văzut, a fost o preluare pe piept, a desfăcut brațele, normal, dacă așa a văzut arbitru, da, mi s-a părut că în unele momente a cam scăpat jocul din mână. Penaltiul primit în prelungiri? Penaltiul primit are buza spartă jucătorul nostru, probabil din inerția mișcării s-a văzut brațul deschis și să zicem că arbitru cumva a dat în compensație la ce s-a întâmplat. Ai simțit echipa adversă mai montată pentru simplu fapt că joacă cu liderul serii? Sau nu te interesează astfel de aspecte? Nu e mai montată, că n-au patru mâini, patru picioare, n-au alergat mai repede, doar au fost mai proaspeți puțin. În unele momente chiar asta s-a văzut. Parcă și-au dorit mai mult. Ca o concluzie în ceea ce privește pe băieții tăi, care ar fi punctele minus, poate de luat și... Punctele minus ar fi multe acum să vi le spun, dar prefer să nu dau declarații la cald. O să le discut cu jucătorii luni la antrenament, o să facem o analiză la ce s-a întâmplat. Dar am plecat din meciul ăsta cu un punct, totuși.